În momentul în care închei un contract exclusiv cu pretenția de a fi plătit din partea cealaltă, este cel mai rău lucru pe care ți-l poți face tu. Fără să ne cunoaștem, îmi cereau părerea fără să vă proprietatea, fără ca ei să mă cunoască și își bazau decizia pe părerea mea. Și m-am prins eu că e ceva neregul aici. După care... Și observ din partea clienților o dorință de externalizare a acestei decizii. Adică spunem ce să fac. Păi nu pot să spun ce să faci, pentru că Decizia de achiziție sau de vânzare vine legătu în legătură cu responsabilitatea de cumpărare sau de vânzare. Mm -hmm. Eu ce pot să-ți fac este să te informez, uite, e un moment bun de piață sau cum stă piața, ce preț putem obține, ce marketing putem să facem, pot să-ți prezint cumpărătorii, să discutăm, să-ți arăt diferite fațete ale tranzacției, dar decizia este la tine. Valoarea serviciului de obicei în ochii consumatorului scade. 70-80% în momentul în care serviciul a fost livrat. Deci până hmm. la livrarea serviciului, comisionul este văzut într-un fel, după livrarea serviciului este văzut cu totul altfel. Pe de-o parte, legea prevede că nu se vor putea livra servicii de orice fel, fără contract. Ok. Deci nu o să mai meargă să mă suni tu și să-mi spui Igor, caută proprietatea sau fă o analiză pe o investiție de 50 de milioane de euro, fără să ne cunoaștem. Paradigma prietenie. Și în paradigma prietenie trebuie să muncesc gratis pentru tine. Deci, prietenie egal gratis, da? Adică niște bani de la mine, la tine. Dar dacă e valabil principiul ăsta, de ce n-ar trebui să fie de la tine la mine? Și atunci eu zic, dacă suntem prieteni, de ce n-ar trebui să mă plătești dublu? Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Miturilor Imobiliare. Același Igor Postovanul lângă mine, și începem un nou episod din ce mai fac cumpărătorii, vânzătorii, agenții imobiliari, cum mai conviețuiesc ei și cum își mai plătesc ei între ei comisioanele. Astăzi este despre comisioane. O să avem un. Un subiect ferbinte. Este un subiect care a și deranjat multă lume. Mm -hmm. Din câte știu eu, a și distrus niște tranzacții în timp. Este un subiect pe care lumea. Cumva ar fi bine să-l înțeleagă înainte de a uh, analiza și a intra și a pătima în, uh, în, într-un conflict cu agentul sau cu cealaltă parte. Și îl vom trata pe mai multe mituri, pentru că am multe teme, Igor, și astăzi o să o luăm așa, încetișor. Uh -huh. uh, încălzirea. Încălzirea, da. Este, cum s-ar spune prin psihologie, începem cu faza de negare. Okay. <laughs> și de ce am spus de negare? Pentru că îți propun să plecăm de la un mit pe care l-am tot auzit în rândul cumpărătorilor sau vânzătorilor și anume acela de domnule, ați putea să luați comision din partea cealaltă? Adică un fel de să mă scutiți pe mine de comision și să vă luați din partea cealaltă? Asta este o direcție și am mai auzit ceva pentru care iarăși aș vrea să ne alocăm timp astăzi, ceva legat de genul, Doamne, nu mă interesează cât ei din partea cealaltă. Deci, hai să discutăm despre cât trebuie să-ți dau eu, că în partea cealaltă nu mă interesează cât uh -huh. ei. Da? Hai să pornim un pic de aici, de la această poziționare a părților, să zic așa. Bun, te salut, îi salut și pe cei care ne privesc. Da. În primul rând că suntem în zona asta de spart mituri. Nu e chiar un mit, se întâmplă în realitate uh -huh. mutarea și de ce am zis mai devreme că e ferbinte, mie mi se asimilează deseori cu cartoful ferbinte, în sensul că vrei da, să-l da, arunci da, da, da. exact. în partea cealaltă, știi? Și hai să vedem ce facem cu cartoful ăsta, că la un moment dat s-ar putea să constatăm că dacă e bine preparat, e chiar gustos și ți-aduce și energie bună. Uite, bună comparația asta pentru că este ceva concret pe care îl simți, uh -huh. De exemplu, o taxă notarială, un impozit, ceva, lucruri care mai intră în uh, procesul ăsta de tranzacționare la nivel de costuri, sunt lucruri pe care treci așa, într-o zonă de resemnare. Asta e, n-am ce să mai negociez. Uh -huh. Astea sunt, de acolo plecăm. Ale iau, da. e, aici când vezi ceva care este pasabil, <laughs> uh, de, uh, începe să se trezească tot felul de reacții. Deci cred că putem discuta despre varianta în care îți alegi cartoful, Uh -huh. Îl prepari, chiar dacă îi ferminte, știi ce ai de făcut cu el și îți aduce beneficii, și zona în care stai și ți se aruncă un cartof ferbinte și nu știi cum să scapi de el. Deci cam asta sunt direcțiile de discuție, nu? Aha, exact. Bun. Și asta cu aruncatul cartofului? E bai, ți comision din altă parte. Ok. Uh -huh. uh, întreb și eu, nu cumva cartoful ăsta cu care ne-am trezit pe masă, acum fiind eu fiind cumpărătorul sau vânzătorul, este și urmarea a unor practici pe care le regăsim în piața imobiliară practici reale, adică nu e ceva care să judecăm, da. Așa se întâmplă. Uh -huh. Eu ca actor în piața imobiliară, nu știu de câte ori simt nevoia să pun mâna pe telefon și să zic că asta este să sun un agent să întreb. Ba chiar nu simți cel mai des. Dacă aș avea o problemă uh -huh. juridică. Un Cred că nu o să-mi sun un prieten sau vecina de la nu știu cât să întreb, dar ce ziceți? Uh -huh. Sunt pe un jurist, sunt uh, un uh, avocat, pe cineva care să uh, îmi dea un răspuns competent. E, agentul imobiliar, din ce am văzut eu de-a lungul timpului, este acel uh, agent și am avut miturile dinainte despre care am tot vorbit, despre relația asta vânzător-cumpărător și agent, care brusc mă trezesc cu el la masă. Eu stau cu tine, eu vânzător, tu cumpărător și hop apare un agent. ce domne costă aici? Cam așa... Uh, bun. Oarecum uh, și hai să... ce spui tu sau ce vreau... Ce înțeleg sau ce pot să înțeleg sau ce observ? <laughs> Poți să nu fii uh, de acord cu mine. Nu. nu, nu. În primul rând, uh, ce aș vrea să fac aici o specificare și o paranteză la bun început. Este foarte clar și demonstra, experiența demonstrează asta că eu o parte dintre piața, dintre vânzători și cumpărători care încep prin a căuta un agent și care își doresc servicii imobiliare. E o parte mare, deci pe ăștia hai să-i dăm la o parte pentru că ei există E o parte mare, adică marea majoritate? -am sau făcut, este... Sincer, n-am făcut o, o statistică. La feeling, e mai mică decât cei care nu caut un agent okay, prima dată. bun. Până aici... Da? Dar e clar că avem un, un segment de piață dintre cei care caută. Noi ce discutăm acum este de cei care nu caută prima uh -huh. dată un agent, ci care vor să facă o tranzacție imobiliară. Uh -huh. Și atunci, observația mea, sau concluzia la care am ajuns, cred că chiar ieri m-a lovit ideea asta, Stând așa pe gânduri, e că mai des nevoia asta de tranzacționare sau de servicii imobiliare ea vine cumva mai degrabă din dezvoltarea industriei și din faptul că a crescut numărul de agenți și vine mai degrabă ca, um, ca un plan de business și ca o, exten o expansiune a vânzărilor și atunci merg agenții în piață să-și ofere serviciile și nu vine neapărat ca o cerere naturală din partea marii piețe și a marii consumatorilor că, uite, noi avem nevoie de servicii prin care avem nevoie, prin urmare avem nevoie de mai mulți agenții imobiliari. Mm -hmm. Și de aici, cumva, senzația mea este că se creează oarecare tensiune pentru că un vânzător își dă anunțul și brusc este sunat de 20 de agenți, un cumpărător se duce să-și caute un, 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 o proprietate și dă de agent. Și atunci apare zona asta contextuală sau situațională, ca să spun așa. Deci, agentul cumva. A, și atenție, nu, a nu se înțelege sau cei care îl privesc că nu face agentul treaba sau că nu poate să aducă plus valoare este subiectul alt subiect. Acum vorbim despre cum se ajunge în relație și care e treaba cu comisiunea asta. Ei, ce vreau să spun este că situ situațional ajunge agentul în tranzacție. Tu cauți o proprietate, dai de agent, tu dai un anunț, dai de un agent. Și atunci evident că în acel moment în care tu nu ai căutat în mod intenționat un agent Africa că ai și un cost și evident că vrei să pasezi asta în partea cealaltă fără să te gândești ce, ce stă în spate sau ce implică asta. Ok. Ce înseamnă ce stă în spate și cum ar trebui? Păi hai să o luăm așa. Ești cumpărător și zici ok, am găsit proprietatea, nu vreau să plătesc comisionul. Bun, cel mai probabil că nu ți va arata agentul respectiv proprietatea. E varianta... Hai să zic aproape fericită, pentru că nu știu, poate o găsești în altă parte sau vezi alte opțiuni. Așa, da, deci var... am găsit proprietatea pe un portal, am sunat, mi-a da. răspuns agentul da. da, și încă de la început îi spun domnule, eu nu vreau să plătesc comisiune. Omul îți, omul îți spune că o să ne întâlnim la vizionare, vom semna un contract de vizionare uh -huh. care cel mai des presupune o comision. și atunci tu în calitatea ta de cumpărător ai două variante. Să zici, ok, vin la vizionare, o să aia e, o să semnez contractul. Nu-ți convine, adică nu, nu e ca și cum îți dorești asta. Pentru că asupra a ce trag atenție, că nu e ceea ce îți dorești un mod esențial. E vine așa ca o condiție, că fără asta nu poți să vezi proprietatea. O să fie un pic doar plastic, și lumea să mă înjure acum că fac o comparație, E pare deplasată, e ca la parcagi în care te duci la un moment dat, un loc de parcare și la un moment dat îl găsești pe băiatul acolo care spune, domnule, dacă vrei să intri în asta, hai să-mi dai 2 lei. Domnule, nu-ți dau niciun 2 lei. Atunci cauți la loc de parcare. Exact. Nu știu dacă da, e, e direct. E, e am vrut să fiu doar da, da, nu, din viața de zi de, cu zi. Ne lovim de asta de, de zi cu zi. Uh -huh. okay. Cam pe acolo e și. A, că, că, până la urmă zice ok, hai că vin la vizionare și ok să plătesc contract vizionare și întâlnește în varianta fericită, proprietatea pe care și-a dorit-o cumpără, ok, hai că te ocupi de acte și de toate cele și se îndulcește acel comision, sau nu cumperi și atunci n-ai plătit nimic, dar agentul îți caută alte proprietăți și deja îți rezolvă problema și justifice acel comision, este okay. altă discuție. Vorbesc punctual, ai sunat ce se întâmplă. Okay. Mai departe, zici, ok, nu vreau să plătesc comision. Fie nu-ți se prezintă proprietatea. Da fie ți se prezintă proprietăți de unde agentul își ia comision. Întrebarea este acele proprietăți sunt cele care ți se potrivesc sau ți se prezintă proprietăți de unde se ia comision și agentul este plătit pentru că agentul trebuie să plece cu ceva acasă, trebuie să-și hrănească copiii și plătească facturile. Aha, deci în cazul ăsta în care eu traduc cu mintea mea. Da, da. În cazul în care eu refuz să plătesc comision. Da. Și îi spun agentului, bă, Dumă la proprietățile de care eu am nevoie, dar să știi că tu ții din partea cealaltă. De fapt, comut interesul agentului din spre mine, spre comisionul lui, adică da. spre proprietar? Da. Adică nu spre proprietar? spre interesul lui spre de, de a-ți a a da comision, dar cel mai des în practică, ca asta e, așa, teoretic, în practică, da. nu o să-ți arate proprietăți. Ceea ce e și normal, pentru că nu are. Nu are siguranța comisionului de la vânzător, nu are siguranța comisionului de la cumpărător și atunci n-ai de ce tu, uh -huh. ca, virgulă, cumpărător, să, să ai așteptarea să-ți livreze servicii și să nu plătești. În practică, de fapt, dacă mă întreb pe mine, mai rar întâlnesc situația în care cumpărătorul zice mută comisionul în partea cealaltă. Mai des întâlnesc situația în care vânzătorul zice Vin -o cu poți să vii cu cumpărător, dar ia-ți din partea aia. Vorbim de ce Aha, se întâmplă da, de corect, zi cu zi. Corect, corect. Deci, problem, situația se și mai des la vânzător, uh -huh. nu la cumpărător. Pentru că la cumpărător ai varianta în care te-a sunat, te-a sunat, vrea să vadă, de oricum vine, dacă chiar că interesul, totuși focul e mai, mai are pe proprietate, și vine, dacă vine și zice că nu e dispus să, să meargă mai departe, se acolo s-a închis relația. Adică uh -huh. nu ai tu de ce, ca nu prea am întâlnit eu ca agent, să știi că nu mai un contract, nu ai siguranță unei comision, să-i arăți mai departe. Ok. De situația Hai să rămânem un da, filmul da, asta atunci în care ne uităm mai mult din prisma proprietarului. A proprietarului, da, acolo okay. cred că avem e mai ofertantă zona asta de discuții uh -huh. pentru că ea se întâlnește mult mai des. De ce? Bun. Că proprietarul e fix, cumpărătorii sunt în piață și atunci uh, că iarăși plecăm. Eu sunt agent care am un cumpărător în portofoliu. Eu îi arăt 20 de proprietăți Ok. Și a 21 este cea care îi se potrivește, și acolo e cu comisionul de cu minus. Ok. Atunci, eu, ca agent, trebuie să-i arăt acea proprietate, că altfel nu închei tranzacția și mă duc la vânzător. Vânzătorul zice, nu te primești și atunci cumva ai de ales între a nu-i prezenta proprietatea și cumpărătorul cum ajunge acolo și nu încasezi nimic sau. Ca să te înțelegi cu proprietarul, și te duci acolo și te plătește cumpărătorul. Ok, ok, bun. Mergem înainte pe, pe scenariul în care uh, eu, am, uh, eu sunt vânzătorul, da. am o relație cu tine, agent. Da. Uh, am așteptarea din partea ta să mă ajut să iau cea mai bună decizie pentru mine. Uh -huh. Da? Deci asta este așteptarea da. mea. Da. Că e conștientă sau inconștientă, nu contează. De-aia, ești cumva, te simt lângă mine, ca pe un avocat, ești uh, omul care mă ajută să iau uh, uh -huh. o decizie, cea mai bună decizie pentru mine. Și intervine acest uh, uh, măr, în care aș prefera să nu mușc, sau mi se spune să nu mușc, și zic că, știi ceva, Igor, N ai putea tu să iei din partea cealaltă comisiune. Ce se întâmplă în mintea ta așa cum povestește -mi cu mintea ta de agent când eu fac o astfel de propunere? Sincer? Sincer. M Mi se pare din start că ar fi o relație, nu știu cum să zic eu, dar mai toxică, altceva nu pot să-i spun aici. Adică e nenaturală cel puțin. Cum să ai, cum să avem noi, e, nu știu, Chiar nu găsesc cuvintele în momentul de față. Adică, Dar se moment, întâmplă în realitate, tu se întâmplă în cu... realitate mai okay. că și se întâmplă și ca agentul să, să accepte, adică e, tu ai nevoie de servicii, tu mă cauți, că ești prietenul meu, că nu ești prietenul meu, tu ai nevoie să de suport și să-ți o okay. decizie importantă și tu zici ia comision din partea cealaltă iarăși apare aceeași întrebare. Îți voi prezenta cumpărătorul care îți va răspunde nevoie tale și îți va oferi prețul cel mai bun sau îți voi prezenta cumpărătorul de la care o să iau comisionul cel mai mare? Uh -huh. Adică mie mi se pare, cum să spun, eu, eu nu înțeleg logica asta. Mi se pare un lucru super evident că în momentul în care ceri și ai nevoie de sprijin, asumăți să plătești comisiunul sau asumăți pierderea mai mare pentru că agentul Va merge pe cumpărătorul care îi plătește comisionul cel mai mare. E firesc. Adică, cum, e nenatural. Și dacă ți-aș spune că îți găsesc cumpărătorul cel mai bun, te mint. Pentru că eu, dacă am de ales. Deci, noi suntem doi prieteni. Tu m-ai angajat să-ți vând apartamentul tău. Tu... Pentru că noi suntem prieteni, eu nu-ți iau comision. Deci, nu-ți iau comision că noi suntem prieteni. Deci, asta, de, asta de fapt, e o, e o mare păcăleală. Deci, tocmai că suntem prieteni. Că dacă suntem prieteni, de ce să muncesc eu gratis? De ce să nu mă plătești tu dublu? Dacă... Cred că e tare asta. Deci în momentul în care apelezi la un prieten da. ca să-ți facă să-ți presteze servicii și el îți spune da. stai așa că nu te costă nimic. Că... Da. În momentul ăla, în mod evident, interesul tău de a lua bani este unul pentru că tu ești un e agent legitim. comercial. Este o chestiune... E natural, trebuie să-mi plătești facturile. Exact tu atunci prietenia aia de, joacă împotriva relației eu tale. Eu mă rotrăvi, de fapt. Eu mă rotrăvi. Eu mă că eu după aceea mă duc și spun, ok, nu iau comision de la tine când, sunt, când, ești prieten, lasă că mi iau din partea cealaltă, mă duc, promovez, fac toate demersurile și o parte din cumpărătorul să o zic că nu îți dau comision, nu vin să văd proprietatea. Desărit n-au cum să mă sară pentru că suntem prieteni și tu nu o să accept să vină okay. unul pe lângă mine. Și lucrez moca. Teoretic lucrez da. moca, că practic eu o să aleg un cumpărător care îmi zice că mă, sau care acceptă să mă plătească. Care Cumpărăt... nu neapărat acel cumpărător este cel mai bun pentru nu mine? Nu că nu e cel mai bun. Sigur nu e cel mai bun, pentru că la acel cumpărător care acceptă să mă plătească, el de fapt... Găsește va... valoare uh, în ceea ce îi face. Da, el o să ofere un preț mai mic și eu de fapt o să mă trezesc că iau un comision de la acel cumpărător care de fapt se reduce din prețul tău de vânzare, nici nu ai toți cumpărătorii la dispoziție, mă și plăte acel cumpărător. Este și conflictul de interese și tu trăiești cu impresia că eu, prietenește, te-am ajutat, când eu de fapt te încurc. Pentru că nu spun toți cumpărătorii la dispoziție, nu-ți aduc cea mai bună tranzacție și de aici tot ce discutăm de-a lungul timpului. Uh -huh. Paradigma 1. Paradigma prietenie. Și în paradigma prietenie trebuie să muncesc gratis pentru tine. Deci prietenie egal gratis. Da? Adică niște bani de la mine la tine. Dar dacă e valabil principiul ăsta, de ce n-ar trebui să fie de la tine la mine? Și atunci eu zic, dacă suntem prieteni, de ce n-ar trebui să mă plătești dublu? Că principiul de gândire este același. Corect. Și atunci, una e una, alta e alta. Hai să separăm ce e. Și mutatul ăsta a comisionului, din punctul meu de vedere, este poate, nu știu, cel mai rău lucru care s-a întâmplat în piața imobiliară. Pe principiu că lucrez pentru tine, dar mă plătește celălalt. Putem considera cumva... că. e mai onest, iar mă mi se pare mult mai onest să spui, dragilor, mă plătiți amândoi atât și atât, ăsta e comisionul, mergem mai departe. Ai, ai, mi se pare mult mai onest așa, decât zona asta, hai să mutăm în partea cealaltă. Asta un mesaj pentru noi cei care practicăm mm -hmm. activitatea asta. Mesaj pentru vânzătorii, nu te aștepta la servicii și la cel mai bun cumpărător și la cineva să muncească pentru tine dacă banii vin de nu știm unde. Uh -huh. Adică nu e. O consecință așa la nivel cantitativ ar fi că la finalul tranzacției, dacă e să ne uităm la banii pe care încasează un agent imobiliar de la vânzător și de la cumpărător, uh -huh posibil să fie debalansați, dintr-o parte ia mai mult, dintr-o parte mai puțin. Să spunem că nu e chiar o balanță uh, echilibrată. Cumva această debalansare ar trebui să reflecte și uh, serviciile pe care le face către o Spuze. parte sau, uh, hai să zic, afinitatea către una dintre părți. Și cum măsoare asta? Păi nu știu, dar uh, măcar la nivel uh, inconștient. Prin... Agentul, odată ce știe că ea... 1000 de euro dintr-o parte și 2000 din partea cealaltă, nu cumva este mai atent la cei 2000 de euro? Um, nu știu cum măsurăm atenția asta, în ce se măsoară. Sunt mai des, negociez mai bine. Da, negociez mai bine, de exemplu. Da, bun. Varianta simplă. Uh, în esență, scopul tranzacției este tranzacția în sine. Uh -huh. Cum s-a întâmplat, sunt floricele de pe drum, ca să spunem okay. așa. Adică nu e ca și cum ajunge la notar și tranzacția s-a încheiat mai mult pentru unul și mai puțin pentru altul. Ca tranzacția s-a încheiat. Uh, mai departe, că e plătit de 1.000 de euro, că e plătit de 1.500 de euro, nu contează, habar n-am, nu, nu sunt neapărat, nu știu cât și cum. În sensul că sunt diferite tranzacții și atunci uh, nu prea ai cum să măsori pentru la muncesc mai mult sau mai puțin, dar adică, ideea în sine că te plătesc nu amândoi. Da, dar pentru tine ca agent. Eu asta vreau să ascult mă puțin. Ideea e că mă plătesc amândoi. Da. Deja mă pune în zona în care trebuie să fac tot posibilul și pentru unul și pentru altul și văd cum iese tranzacția. Deci nu, nu văd o legătură dintre mai plăti mai mult, fac mai mult pentru tine, mai plătit mai puțin, uh -huh. fac mai puțin. Deci nu vă legătura pentru că, în esență, dacă nu iese tranzacția, nu-ți plăti de niciunul. Ok. Deci tu spui că dacă, să spunem, comisionul, luăm ipotetic, îmi trebuie niște da. cifre aici, dacă comisionul ar fi 2000 cu 2000 da. și una dintre părți spune, mă, poți să-mi faci mie discount de 50%? Și zici, ok, fie 50%. După care, dacă tu simți în, pe procesul tranzacției că ai putea să faci mai mult pentru ăsta din stânga, nu ești cumva înfrânat de ideea că, bă, N-aș simți eu, așa. Nu? No? Nu, pentru că ce se întâmplă? Din două părți ale tranzacției, mai tot timpul agentul are o relație sau un contract cu una dintre ele. Fie cu cumpărătorul are contractul și a văzut deja 10 uh -huh. proprietăți și o are cum să legat relația și acolo e un pic mai strânsă și okay. la vânzător e contextual ca e proprietatea care îi se potrivește și pe care o dorește. Fie pleacă de la vânzător pentru care a lucrat, a făcut mai multe vizionări. Și contextual vine cumpărătorul, deci din două părți, oricum, către una are o afinitate mai mare, că aia e realitatea. E ce relația să faci. contractuală. Nu, doar nu neapărat contextul. În sine. E contextul, că uh -huh. ne-am cunoscut prima dată astăzi, acum o săptămână, și noi, în timp de o săptămână, ți-am arătat 20 de proprietăți. E evident că noi, timp de o săptămână, am creat un pic de relație și proprietatea 21 pe care ți-o arăt astăzi, acolo ne întâlnim cu o persoană pe care poate eu o văd prima dată. O, în mod, adică uh -huh. fix prin prisma acestei săptămâni. Ha, uite, deci e mai importantă relația pe care ai creat-o în timp și cum s-a cum cum cultivat, da. da? Și varianta cealaltă. Ne-am cunoscut, ți-am dat un telefon din piața rece, nu ne cunoșteam acum trei săptămâni, am venit, am văzut. Avem o relație deschisă, nu mai intrăm în zona de exclusivitate și alte da, chestii. Da. am stabilit o relație de lucru, ți-am ți -am mai adus un cumpărător, doi, al treilea, al patra, ți-am promovat proprietatea și mă sună cineva care, cu care mă văd prima dată. Oricum, cu tine deja am o afinitate. Dacă și dacă relația a fost construită în sens pozitiv, că dacă deja i-a fost tensionată. Da, Poate ok, mai plecăm nu. în premiza în care <laughs> da, se... Da. Și acum, merg, plecând de, din acest context, asta e ceea ce se întâmplă practic în, în, în zi de zi, 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 zi Și atunci, plecând de la ideea asta, ajunge momentul în care oamenii vor să închidă tranzacția. Și atunci tu ai o înțelegere cu partea care ai contractul. Partea cealaltă deja vezi. că deci, nu e ca și cum poți să împiedici dacă nu... Uh -huh. Și atunci zona de a închide tranzacția de obicei prevalează de zona de negociere cu fiecare. Adică nu am, Adică n-aș vrea să intru cu niște standarde în piață fiecare și are practicile lui, adică nu, e ceva așa, o observație generală. Și atunci, evident că vrei să închei tranzacția, părțile vor să închidă tranzacția, negociez ce negociez și închizi tranzacția. Asta nu înseamnă că poți să vii să măsuri să spui că pentru tine fac un pic mai mult, pentru tine fac un pic mai puțin, că de fapt scopul în general este tranzacția. Ok, o consecință de aici ca scenariu ar fi în situația în care să spunem eu sunt proprietarul, vânzătorul da. și am o relație exclusivă cu tine. Da. Și acolo intervine această tentația mea de a te lăsa într un fel să iei comision și din mm -hmm. partea cealaltă, pe principiul dacă iei de acolo îți ajunge și nu mai îmi cer mie atât mm -hmm. de mult sau poate chiar să vin cu să tai craca și mai rău de sub picioare și să spun, uh, avem relație exclusivă, hai să nu iei comisiuni de la mine și iei din partea cealaltă. Mm -hmm. Da? Și asta îți pare a fi cea mai păcătoasă. Da. Sincer, da, uite, spuneam în unul din metrele trecute că am așa niște flășuri din uh, activitatea mea de 20 de ani. Unul din flășuri este de acum mulți ani, nu mai știu, 15, 16, nu mai știu când suntem, dar 2009, cred, sau ceva în zona asta. Și acum îmi amintesc că aveam un apartament de vânzare undeva în Titan, cred că pe la Parcul Brâncuș pe acolo. Aveam un contract exclusiv și lucram și eu ca toată lumea cu ambele comisioane, că așa era. Și mi-a venit un cumpărător și mi-a spus clar că nu vrea să plătească comisionul și a început o discuție pe subiectul ăsta de comision, că de ce trebuie să plătească, de ce, cum. Mm -hmm. Sincer, n-am avut argumente și am zis, domnule, vrei să cumperi? Da, plătești comisionul. Acum, uitându-mă în spate, constat că, a, erau pertinente întrebările, b, nu aveam argumente. Și neavând argumente, am zis, take it or leave it. care e rezultatul? tranzacția s-a încheiat, comisionul l-am luat. Nu mai știu un de oameni ăia și nu cred că au rămas cu o impresie foarte bună despre mine. N-am primit nicio recomandare și așa mai departe. Până la urmă, tranzacția s-a închis, dar putea fi altfel. Uh -huh. Și atunci, în retrospectiv, uitându-mă, mi s-a părut că e mai bine altfel. De -aia asta cu comisionul, poți să zici, da, mai ales când este exclusivă, pentru că, de fapt, în momentul în care e zona de exclusivitate și aici vrei, nu vrei alunecăm în subiectul ăsta de, de, exclusivitate, mai ales în subiectul de exclusivitate, el ai un contract care pe de o parte poate să -ți dea ție ca proprietar niște avantaje, dar pe de altă parte și agentul primește niște avantaje și dacă e vorba de dubla comisionare, în esență contractul de exclusivitate, ce face este să protejeze agentul care are exclusivitate să ia comisionul din ambele părți și să-l protejeze de alți agenți. Asta e esența. Că eu cum văd contractul ăsta de exclusivitate? El trebuie să fie ceva la schimb. Adică, ok, eu îți dau încrederea și îți dau exclusivitatea, dar dăm ceva la schimb. Și ce pot să dau eu la schimb? Loialitatea că lucrez pentru el. Altfel, dacă tu mie îmi dai exclusivitatea și îmi dai încrederea ta și mă protejezi de alți agenți, De ce acum așa? Adică la mine nu se leagă, nu știu, nu se leagă lucrurile astea. La, la mine personal nu se leagă, nu am pretenția de a spune ce e normal și ce nu mm -hmm. e normal în piață, dar din experiențele mele trecute, la mine nu se leagă. Și mai ales momentul ăla cu apartamentul de care ți-am povestit, el a fost unul din momentele cruciale în care am luat decizia că așa nu e bine. Adică sincer mi se pare mult mai onest relația deschisă, poate că o să surprind, poate că o să-mi sară lumea în cap, nu știu, dar mi se pare mult mai onestă relația deschisă. Adică intermediarea clasică? Clasică, cu cărțile toate pe cărțile pe masă uh -huh. toată lumea să știe, decât contractul exclusiv din care fie tu nu mă plătești, au bani din partea cealaltă, fie uh -huh. luăm ambele comisioane, adică mi se pare deci aici e zona în care chiar reacționez uh -huh. destul da. de adică și e important să înțeleagă cei care ne privesc, că în momentul în care închei un contract exclusiv cu pretenția de a fi plătit din partea cealaltă, este cel mai rău lucru pe care ți l-poți face tu. Vrei, vrei ai nevoie de servicii? Caută, alegeți un agent, ceri servicii, dai mandatul să se ocupe de asta. Nu vrei să dai mandatul? E ok, lucrează deschis, dar nu te aștepta, adică asumă-ți ce ceri și ce primești. Nu te aștepta să muncească pentru tine, să-ți caute interesul, dar să fie plătit de către altcineva. Adică e nonsens, nu e naturală treaba asta. Da, mulțumesc. Nu, e, era, e bună clarificarea asta. Și aș mai avansa un pic cu o întrebare. În spatele acestei negocieri sau tentații de a șerui comisionul cu cealaltă parte, cumva se, se ascunde și o neîncredere sau o nemulțumire în relația dintre agent și partea respectivă? Ajută-mă un pic să înțeleg întrebarea. Adică, dacă eu sunt vânzător da. și îți, îți dau această portiță de a lua comision și din partea mm -hmm. cealaltă, sau mai mult poate chiar te îndemn să iei comision din partea da. cealaltă, este cumva și o formă prin care eu îți transmit o nemulțumire sau o percepție eronată a relației noastre? De fapt, eu cred că aici este o formă de... De, de fapt, nu cred că vede... Sau, eu, ca agentul ți-am demonstrat foarte bine plus valoarea pe care exact. o aduc. Și, de fapt, ce se întâmplă aici este o ruptură dintre <coughs> prețul pe care ți-l cer eu ca agent, valoarea pe care o percepi tu și s-ar chiar valoarea pe care o livrezi. Pentru că uh -huh. e, e posibil ca eu să cred ca, ca agent că livrez valoare, ori ea să fie doar în capul meu, fără a generaliza, fără a da, e posibil eu să cred că-s bun, dar nu punctual, nu pot să articulez 10 puncte. E posibil să fie varianta asta. E posibil ca eu să fiu bun, să am experiență, să se articulez 10 puncte de plus valoare care am demonstrat că sunt, te ajută în tranzacție, dar să nu le percep tu. Okay. Și mai e și varianta în care să am experiență, să am articulată plus valoarea, să o percepi ca plus valoare, dar să n-ai nevoie. Mm. Și atunci trebuie să vedem în ce situație suntem. Și revin de mult, cel mai des asta cu nu, nu vreau, nu ia Comisiune în altă parte sau plasează, l e că nici nu e percepută sau că n-ai nevoie. Eu zic că de multe ori chiar n-ai nevoie. Dă-mi un exemplu ce înseamnă că n-ai nevoie. Păi tu ești un proprietar, că am tot vorbit de investiții, care vinzi și cumperi trei apartamente pe an. Știi procesul? Știu cum se face promovarea? Ai trecut prin procesul ăsta de 30 de ori? N-ai nevoie, din punctul meu de vedere. Ok, ok. Adică, ce să, ce să povezi, adică cum să vin eu să spun, stai să te învăț eu cum să vin de proprietatea, când tu nu că vinzi proprietățile altora, le vinzi pe ale tale și tu ai o experiență, nu știu, în 10 ani de zile și am întâlnit acest tip de, de, de vânzător și ala zice, ok. Sau invers, știi foarte bine ce e de făcut, Igor, nu am timp să mă ocup de asta, hai să discutăm. Deci acolo e, nu ai nevoie. Sau tu nu ai nevoie să vinzi deloc și atunci eu vinzi și îți explic de servicii, dar tu nu ai nevoie de a vinde. Deci intrăm un pic în altă zonă de... Sau Vorbeam în mitul celălalt zilele trecute despre această, aceste două valențe ale agentului imobiliar, uh -huh. care este fie în zona consultativă, fie este agent da. de vânzări. Da. Această delimitare clară în, în contextul comisionului, cum ar trebui să, sau cum ar fi bine să, să Intră ea și conștientizată de către consumator. Adică, de unde îmi dau eu seama, consumator, că tu ești agent de vânzări sau agent sau ești consultantul meu? Să știi, e un subiect la care m-am gândit destul de mult și m-am gândit, m-am ajuns așa la. sau când m-am prins eu că e ceva în regulă cu consultanța asta. Um, Desori primesc telefoane, am găsit ceva, am văzut ceva, de meu o părere. Și sincer, veneau recomandări sau aveam mm -hmm. o zonă când mă sunau pur și simplu. Fără să ne cunoaștem, îmi cereau părerea fără să vă proprietatea, fără ca ei să mă cunoască și își bazau decizia pe părerea mea. Și m-am prins eu că e ceva neregul aici. După care am avut o situație în care mă sună, e asta e chiar recentă, că de acolo mi-am Uh, hai să, vrem să avem nevoie de părerea ta. Uh, nu putea persoana respectivă să ne vedem decât duminică. Eu mi-am rupt din timpul meu personal duminică, m-am dus, m-am întâlnit, am petrecut trei ore la acea întâlnire, mi-am plătit cafeaua singura, apropo. Am oferit consultanță. Uh, în urma acelei consultanțe, persoana respectivă a făcut o achiziție. Așa? bună achiziție din punctul meu de vedere, că știam, am înțeles despre ce e vorba, mi-am povestit în două ore tot ce am învățat în 20 de ani și în baza acestor informații e, a cumpărat. Și pe asta și m-am gândit, mă, ok, bun, el, am făcut consultanță, el a rămas cu ceva, eu cu ce am rămas? Și mi-a dat cu minus. După care m aveam tendința să tu să vrei să vin sau să vrei să cumperi și să intru pe decizie. Știți că nu-i momentul potrivit, toate cele. Și constatam la un moment dat că nu mai subțire cu vânzările. Și atunci mi-am pus întrebarea, ok, consultanță, consultanță, dar E natural, adică e normal să dau consultanță fără să fiu plătit? Asta din punctul ăsta de vedere e normal să se bazeze pe acea consultanță fără să Am, avem un angajament, pe de-o parte. Pe de-altă parte, cum pot să fiu onest eu cu mine? Adică, hai că eu sunt onest că fac bine și dau consultanță, dar eu pe de-o parte, cealaltă nu nu fac vânzări, adică eu sunt plătit la succes. Și pentru mine a fost așa o, o lungă perioadă în care mi-am pus întrebările astea. Dar nu sunt două procese diferite? Și am... sunt două procese, asta am, e concluzia la care am ajuns, a, că sunt okay. două procese diferite. Una e una, -i, una e decizia și una -i con și consultanța și alta e vânzarea efectivă. Și atunci, dacă ai nevoie de consultanță și vrei asta și vrei să-mi aloc timp, uite, îți dau un exemplu care mi se pare chiar de nu găsesc cuvântul potrivit, noapta minții primesc un telefon acum cu război și toate cele de la un investitor care venea din Ucraina în România și îmi trimite voia să fac achiziție de un teren destul de mare, adică vorba de un proiect de vreo 20 de milioane probabil, așa din ce m-a uitat din avion, și omul din telefon îmi cere consultanță dacă e bună zona, dacă e bună proiectul și ce la ce să se uite. Și sincer m-am rămas șocat. Zic, nu vă supărați, ce așteptări aveți de la mine? Păi să-mi spui prețul și dacă merge. Zic, dumneavoastră vă bazați o investiție de 50-60 de milioane, 20-50, nici n am făcut evaluare, e un proiect, nu știu, câțiva mii de metri, mare proiect, nu am intrat, dar multe milioane, deci multe, chiar multe milioane, terenul foarte mare și zic, vă bazați așa? Păi da, că știi piața. Deci asta a dus în așa, e, deci nu ai cum să-ți bazezi consultanța, pe, adică vrei consultanță, un da, cineva care îți face consultanță, un agent imobiliar, că vrei să cumperi, că vrei să vinzi, trebuie să-și aloce timp să studieze piața. O să vorbim... Ca, mă... Și ca să aloci aloce timp, atunci trebuie să ai un contract în așa, în sens. Mai departe, decizia de, de cumpărare sau de vânzare. Și observ din partea clienților o dorință de externalizare a acestei decizii. Adică spunem ce să fac. Păi nu pot să spun ce să faci, pentru că decizia de achiziție sau de vânzare vine legătu în legătură cu responsabilitatea de cumpărare sau de vânzare. Uh -huh. Eu ce pot să-ți fac este să, să te informez. Uite, e un moment bun de piață sau cum stă piața, ce preț putem obține, ce marketing putem să facem. Pot să-ți prezint cumpărătorii, să discutăm, să-ți arăt diferite fațete alea tranzacției, dar decizia este la tine. A, ce pot să fac este, sau ce fac, este să discut cu tine și să facem o calificare, să vedem dacă ai nevoie sau nu și dacă mă implic sau nu. Pentru că până la urmă e normal, adică hai să conștientizăm treaba asta. Agentul de vânzări este plătit la succes și este firesc ca agentul care este plătit la succes să se ocupe de tranzacții imobiliare. Pe bun, dar aici o să sizez o, o, anomalie la modelul de, de comisiune. Exact de cum spuneai acum, este plătit la succes. Dacă este plătit la succes, înseamnă că el va trage ca tranzacția să se întâmple. Da. Pe când dacă ponderea este cumva sau balanța este spre consultanță, atunci agentul prin modelul lui de preț ar trebui să ia în calcul și o nefinalizare a tranzacției, dar totuși o remunerare a lui. Da. Și nu ți se pare că este ciudată forma din piață cu tuma asta că Agentul nu primește niciun ban decât dacă tranzacția se, se întâmplă? Ba da, este ciudată, mai ales dacă ne uităm din perspectiva cumpărătorului. Pe da, mai parte, ales la cumpărător, unde Mai ales unde mare parte e de chiar de consultanță, adică exact. la cumpărător. Tu ai pe de, partea cea mai din punctul meu de vedere complicată este identificarea și înțelegerea nevoii și corelarea nevoii tale de achiziții. Cu, cu ce? Piață. Cu piața. Deci unul este să-ți înțelegi tu că mulți cumpărători nu își înțeleg. Adică pare ciudat ceea ce spun, uh -huh. dar experiența mi-arată că nu își nu definez foarte clar nevoia. Și atunci un agent are un rol important în, în discuție să clarifice această nevoie, după care să corelezi nevoia cu piața, să vezi ce nevoie locative ai și cu piața și cu bugetul. Care nu, nu neapărat se lasă cu finalizarea tranzacției. Care nu se lasă și aici o muncă și atunci, da, e normal ar trebui să fie plătit. Okay, ceea îți ce propun nu se să întâmplă. discutăm chestia asta okay. când spargem comisiunul pe bucățele și detalii. Și mai e o așteptare aici. Da. De obicei, cumpărătorul să sune agentul și el să sară repede din papuci să meargă să facă treaba pentru el, fără să se cunoască. Mm -hmm în ideea că se va plăti un comision, de deci eu cred că e nevoie la nivel de, și la nivel de societate sau de consumator să ne punem aceste întrebări, dar și noi ca brasă să ne punem aceste întrebări. Sărim în sus de fiecare dată când ne sună cineva? Acum depinde ce face stomacul ăla, dacă el are nevoie de ceva acolo, s-ar putea ca lumea în continuare să meargă pe principiu, dacă nu sar eu, sare altul. Dar, mă rog, hai să trecem uh, mai departe. Uh, o situație cumva aici uh, pe care încerc să o clarific este legată de când începi să vorbești uh, în mod explicit de, de, despre comision. Știi cum aici este, ca la sex, nu încep cu comisionul. Uh -huh. Vă cunoașteți, înțelegeți despre ce este vorba, ce face unul pentru celălalt și mai departe. Și la un moment dat intervine și comisionul ăsta. Am văzut că în procesul tranzacției de multe ori se uh, apare acel uh, lăsați că ne, ne înțelegem noi. Și acel lăsați că ne înțelegem noi uh, discutăm uh, mai spre finalul tranzacției când uh -huh. deja lucrurile pentru consumator încep să fină, să devină foarte emoționale. Când se vorbește despre comisiune? Aici aș aminti pentru noi. Cei care livrăm servicii pentru agenții imobiliari, că valoarea serviciului de obicei, în ochii consumatorului, scade 70-80% în momentul în care serviciul a fost livrat. Deci, până mm -hmm. la livrarea serviciului, comisiunea este văzut într-un fel, după livrarea serviciului este văzut cu totul altfel. Ai o problemă cu mașina și pare foarte grav, ești gata să plătești oricât. Ajungi la mecanic, îl ați spune 100 de euro, reglează ceva și după zic pentru asta? Mie mi s-a întâmplat. Uh -huh. Adică tu nu iei în calcul că ăla a fost la școală, că știe, că, că dacă nu ți-ar fi făcut atelier, acel ceva, mai să dai cu mașina mai aia. cu mașina și așa mai departe. Dar asta este un mecanism psihologic. În momentul în care este, a fost livrat serviciu, valoarea lui Scade. Deci pentru uh, pentru agent imobiliar, din punctul meu de vedere, e bine să deschidă discuția cât mai devreme, adică chiar de la prima interacțiune. Uh, pentru consumator, uh, același lucru, adică tu intri într-o tranzacție, mergi pe principiul că o să ne înțelegem, numai că las că o să ne înțelegem noi, în capul fiecăruia e altceva tu te gândești că o să ne înțelegem în sensul că o să scadă cu 70%, furnizorul, agentul zice că o să ne înțelegem că lasă că văd eu cum fac să iau comisionul întreg. Înaintezi în relație și ajungi într-un moment în care tu găsești proprietatea care chiar ți se potrivește și pe care chiar vrei să o cumperi și costați că nu ai înțelegere pe comision. Și atunci iarăși se creează o zonă de tensiune. De aceea, din punctul meu de vedere, este onest și corect chiar de la prima interacțiune, să se discute acest comision și contractele astea sau, ce am mai înțeles, o fișă de vizionare și tot felul de forme ar trebui să aibă denumirea corectă. Contract de comision sau contract de intermediere cu comision sau să aibă, mm -hmm. să spună ce este. Adică mesajul meu este, pentru toate părțile implicate în acest proces, ca discuția aceasta să aibă loc de la prima interacțiune, ca să știm Încotro mergem și ce facem, ca așa mi se pare onest. Da, astăzi, fiindcă și e zi de sărbătoare, fără să o dăm foarte mult în zona religioasă, mi-aduc aminte din Biblie de un. când Isus a vindecat nouă orbi, unul singur s-a întors să-i mulțumesc. Asta apropo de nevoile de bază. Mm -hmm. uh, ok. Interesant, asta e de gândit la. Ce face legea în privința comisionului, pentru că ai fost în... implicat că se uh -huh. poate prevede ceva anume legat de splitul ăsta de comisioane, de valori? De, de valori bănuiesc că nu. Nu, de valori nu. Legea evident că nu poate să prevadă ceva legat de nivel de comisionare și valori. Okay. Însă legea, propunerea legislativă, și sperăm să fie votată și adoptată clarifică puțin relația, puțin mai mult, aș spune eu. Pe de-o parte, legea prevede că nu se vor putea livra servicii de orice fel, fără contract. Okay. Deci nu o să mai meargă să mă suni tu și să-mi spui, Igor, caută proprietatea sau fă o analiză pe o investiție de 50 de milioane de euro fără să ne cunoaștem. Mm -hmm. sau găsești o chirie măcar, deci nicio extremă nu o să meargă, deci primul lucru va fi, ok, Mulțumesc pentru încredere acordată. Hai să ne întâlnim, să discutăm și să stabilim condițiile de colaborare materializate într-un contract scris. Ok. Al doilea lucru pe care îl prevede propunerea este că acest contract nu poate fi cu valoare 0. Mm. Deci, chiar dacă suntem prieteni, Voila trebuie să aibă o valoare diferită de 0. Bine, Ei, nu ne împiedică să fie un euro. Da, asta asta am să discuții, zic că acum da, deja că noi lumea să da. Când ai zis că... <laughs> <laughs> nu, zero, <laughs> soluțiile apar imediat. Am simțit răsuflarea de dincolo de camera care spune a, oh, da, <laughs> las lasă că până un euro. <laughs> da, ok. <laughs> Așa. A, da, da, da. asta cu un euro, vezi că până acum neavând contractul, ai înțelegerea verbală că -i, 2, 3, 4, 5% cât o fi, Ei pleci de la negocierea verbală. Dar momentul în care tu pui în contract un contract în euro, este legitim ca acel client să-ți plătească un euro. Pentru că există contract uh -huh. și s-ar putea ca după aia chiar un euro să primești. De aia să vedem câți vor avea curaj să treacă un euro în contract și să facă uh -huh. o altă înțelegere verbală, că s-ar putea să rămână... Asta e cum e contractul de chirie de la Așa. ANAF. Da. <laughs> Și ce mai prevede legea, fix partea asta de clarificare cu comisionul din ambele părți sau într-o singură parte, legea elimină în mod expres posibilitatea, ar elimina, va elimina când, dacă va fi aprobată, posibilitatea cea de care am discutat mai devreme să închei contract cu tine, dar să îmi iau exclusiv cu tine, dar să o iau comisionul din altă parte. Deci legea leagă exclusivitatea de lucru cu un singur client, și ah, cu imposibilitatea okay. de a încasa comision din partea cealaltă. Adică am încheiat contractul, mă plătești, nu poate fi zero, n-am cum să iau bani din partea cealaltă. Asta -a intervine ca restricție din partea legii. În mod expres și în vreo câteva lucruri trecute. Adică deci cei cum care acum scade. semnează contracte cu clauză exclusivă și iau din ambele părți. Este, va, va deveni ilegal după ce se aprobă. Bad News, da? Și, iar dacă ai vrei să mergi în sistemul clasic de două contracte, doi clienți, n-ai decât posibilitatea deschisă. Bineînțeles, cu informările de rigoare, cu toate părțile știu și așa mai departe. Ok. Uh, îți propun să ne oprim astăzi aici, uh -huh. legat de partea asta de, de comision, și să tratăm mitul ăsta al comisionului într-o într ediție ulterioară, în care să vedem un pic tot întrebările clasice din piață cine plătește, cum plătește, dacă plătește cumpărătorul, dacă plătește vânzătorul, cum se calculează cine duce efortul comisionului în spate. Sunt mituri care apar de mulți ani, nu numai în România și am citit mult pe tema asta și afară. Igor, mulțumesc tare mult astăzi. Mulțumesc Dragilor, rămâneți alături de noi. Acolo pe Imopedia jos vedeți like, subscribe, share și mai departe, că datele să nu rămână doar la voi. Ne întoarcem cu Igor Posovanu la miturile imobiliare Imopedia. Numai de bine.